Bună, sunt Cristina, sunt alături de Bodi de la FC Dragonul. Bună, Bodi! Bună, Cristina! Cum ți s-a părut meciul în seara aceasta? Un meci echilibrat în prima repriză, în a doua, din păcate, a luat bătaie într-un picior. Am pierdut campionatul într-un picior în seara asta. Băieții au jucat mai bine ca noi și au câștigat. Am văzut că la începutul meciului a apărat foarte bine. Ce s-a întâmplat în a doua repriză? Mi se spune zilnic asta. Dar în a doua, din păcate, echipa mea a căzut fizic. Și asta e, nu avem ce să... Au jucat băieții cât au putut, din păcate am pierdut. Ce crezi că au avut ei în plus față de echipa voastră? Au avut nimic în plus în față de echipa noastră, au jucat mai tare, au fost mai ambițioși și au câștigat. Dacă ai descrie acest meci într-un cuvânt, care ar fi acela? Am pierdut campionatul într-un picior. Ok, îți mulțumesc mult și mulțumesc. Să vă antrenați, tu să te pui la punct să aperi mult mai bine și în al doua repriză, nu numai în prima, și baftă! Mulțumesc frumos! O seară bună! Dați like paginii Liga Prieteniei, vă pup, o seară bună!